Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Watch Dogs 2. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu misiunile pe care le aveam data trecută. După cum știți, am fost și am hăcuit televiziunea, le-am spus adevărul oamenilor despre compania aia care își spiona clienții, adică vindea telefoane, de exemplu, și cu ajutorul telefonilor spiona lumea. I-am doborât și pe ei și acum s-a întâmplat ceva la centrul nostru de comandă, așa că acolo ne îndreptăm. Nu uitați, dacă vă place Watch Dogs 2 și mai vreți episoade cu acest joc, nu uitați să apăsați și butonul de like. Poate transformăm această miniserie într-o serie întreagă și poate facem toată povestea, pentru că e destul de interesantă. Adică nu se repetă două misiuni, la asta mă refer. Fiecare misiune e unică, fiecare misiune e interesantă și eu zic că merită jocul ăsta, merită jucat tot. Dar asta, bineînțeles, o să depindă în funcție de voi. Bun, și am ajuns aici la Hackerspace. Aici, după cum știți, este zona noastră, zona centru de comandă de la DedSec. Și deși nu suntem noi o echipă de asta de hacker foarte mare, deja am început să facem ravagii prin oraș, să ne descurcăm destul de bine, să arătăm fața adevărată a acestor companii. Dar ceva s-a întâmplat aici, că m-au chemat de urgență. Sitara? Care-i treaba? Ce s-a întâmplat? Oh, Doamne. Hey, what's going on? I was looking at our numbers, how many people downloaded our app, how much processing power we had available, and that's when I saw it. A văzut ceva în aplicația noastră, ce? Chunk of our followers and bots came from inactive or dead invite accounts. Hey, wait, so someone used a social media site to boost our numbers? Who? And how many fucking accounts, man? I don't know who, but it came from inside invite. Someone with admin access, I'm sure of that. Cineva ne-a băgat oameni, adică follower de ăștia care nu sunt adevărați sau ceva de genul. Sorry. Și de fapt numărul nu e pe bune, ce avem noi nevoie de oameni nu e bine. No, I didn't check. You know, maybe someone inside invite is a fan. Yeah, maybe we're getting set up to get fucked. We need to find out. Marcus, cred că e o făcătură asta. Josh, it's not your fault, okay? Nu e vina ta, stai liniștit. We all saw the numbers, you're the only one who caught it. You did good. You did good. E bine că ți-ai dat seama acum. Dar ce e de făcut în momentul de față? Știi, la asta mă gândesc acum. Investigate invite false accounts. Bun, hai să vedem. Să mergem pe aici, să ieșim afară și să vedem despre ce e vorba. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut la episodul anterior. S-au strâns aproape 8.000 de like-uri. Și asta doar cu ajutorul vostru, așa că vă mulțumesc din suflet și sincer, chiar vreau să aflu mai multe despre povestea acestor hackeri. Pentru că într-un fel face parte din realitatea pe care o trăim în ziua de azi. Chiar sunt echipe de hackeri care seamănă cu cea din joc. Și chiar fac nebunii de genul ăsta. Ok, se pare că avem undeva pe aici, prin zonă trebuie să mergem. Dar îmi place faptul că jocul nu e repetitiv. Și dacă vreți să vă luați și voi jocul, dacă aveți console, puteți să vi-l luați astăzi. Astăzi se lansează jocul oficial. Aveți un link în descriere către site-ul de la Media Galaxy dacă vreți să-l cumpărați de acolo și să aveți jocul în mâna voastră fizic. Dar pe PC, dacă vreți să-l jucați, o să trebuie să mai așteptați până pe 29. Bun, start mission. Și pentru cei care întrebau, eu mă joc de pe PS4 acum. Și tot gameplay-ul pe care l-ați văzut a fost de pe PS4. Și arată destul de bine. Sunt sigur că pe PC va arăta și mai bine de atât. Ok, și acum ce? E o clădire aici. Și că biroul acestei persoane de aici ar trebui să fie gol și ar trebui să putem să intrăm fără nicio problemă. Îmi place când îmi dă câte o clădire, de asta să mă duc eu în ea și să mă infiltrez așa, e destul de interesantă chestia asta. Aha, avem acolo un hack. E ceva? Securitate? Nu pare a fi. Find the access key. Și zona pe care trebuie să o hăcuim noi ar fi aici. Să înseamnă că eu cumva trebuie să mă infiltrez înăuntru. Am luat access key-ul. Ăștia cine sunt? Doar niște oameni. Cred că sunt civili. N-au nicio legătură cu noi. Ok, am furat cheia dinăuntru și acum...
Se deschide ușa pentru noi fără nicio problemă. O să și închidem în spate. I-am făcut să sune telefonul. Dar aici n-am acces. Ok, unde se duce cablu? Se duce acolo sus. Să facem cumva să ajungem și noi acolo. Face că nu știu dacă eu am voie să fiu pe aici. Momentan nu m-a oprit nimeni, știi, dar nu poți să știi niciodată când o să înceapă vreo alarmă, ceva. Ăla e... nu. N-au gardien sau ceva aici, pur și simplu un birou normal. Hai să băgăm un hack ca să putem să ne strecurăm și noi la ei acolo un lift. Și cred că o să sar direct. Ce-mi place jocul ăsta, adică fiecare chestie pe care o face diferită, fiecare și sunt lucruri interesante, știi, nu te plictisești. Sunt multe alte jocuri open world unde te plictisești, frate, te plictisești făcând aceleași chestii, aici nu, aici nu faci aceleași chestii, de fiecare dată e ceva unic, ceva diferit. Ia. Yeah. Cine a făcut ce a făcut? What happened? The flight clients just vanished. We lost the bots. What did you do? Nothing. This isn't me. Ci că tocmai am pierdut numerele. Oh shit. Marcus. E ăla. Sort of feels like a bad time. Holy fuck. E ăla care tot vrea să vină după noi să ne prindă. She drinks it with ice. Nu știu că îl știe. Nu cred că se cunosc. Aparent tipul ăla îl cunoaște pe Marcus. Aparent îl știe. Night at the beach, man, I knew you looked fucking familiar. Well, Venus must have been in retrograde or some bullshit because I think it was fate that I was in the night that you hacked into our system. I had to meet you, and there you were, pissing on your sneakers. All brains and no aim. What's Bloom's CTO doing in the office? Of the CEO of Invite. And why'd you boost our numbers? E tipul care se ocupă cu unul din cei mai importanți de la Bloom. You could coat circles around most of my program. Unul din șefii de acolo. No, see, I can't pitch CTOS 2.0 as a state-of-the-art security system and then hire someone that's on the no-fly list. Whoa. I just came here to have a drink. But hey, if you want to have a drink and a dance, I'm in. Oh, you think it's a fucking joke? Ha, te bate, Marcus. Do it. Roll a fucking punch. Mamă, și-a dat un pumn în gură, ești nebun. Everybody eating out your fucking hands, thinking the system's bulletproof. You can't see the people you're stepping on. Guess what, Marcus? Guess what? The people want to be told. Who is good and who is bad? Oamenii vor să știe cine e bun și cine e rău. Works, only that it does. But it doesn't fucking work. A few fucking civilian casualties is the cost you have to pay for the betterment of the world. You're fighting a war no one gives a shit about. Și că acest război swimming upstream right into the grizzly's mouth. Why'd you probably pass any men de acest război pe care îl ducem noi de țec? There's no one in Silicon Valley could throw a proper punch. That, and you're a great investment. You're so aggressive, so indignant. You frightened the rest of Silicon Valley right to my doorstep. You used us to sell CTOS 2.0 to them. It was the ultimate deterrent against hackers like you. Și din cauza noastră, cică, oamenilor le era frică și au cumpărat de la el un soft care să-i protejeze de ei. Iar acest soft îi spionează. Deci el a făcut asta. Și acum ne-a scos și suportul pe care l-aveam. Deci că e un mandat de arestare pe numele nostru. Oh, shit. Breaking and entering. Și a dat alarma să vină poliția. Fuck, asta nu e de bine. E un scenare. Fuck, e un scenare.
Trebuie să scăpăm de aici. Trebuie să facem cumva să scăpăm. Mamă, ce e afară. Băieți, m-a ajutat și pe mine. Pe unde? Ok, să vedem. Oh, shit. Mam. Încerc să fug, încerc să fug. Escape, escape. Fuck, 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 fuck. Hop. Mașină rep 9. Mam. Fugi, fugi, fugi. Nu, e ușă, e ușă. Mă, și oameni morți pe stradă. Faza că am nevoie de mașină să fug de ăștia. Și bineînțeles, când ai nevoie de o mașină, nu găsești absolut nicăieri niciuna. N-am timp să deschid telefonul, să dau comandă. Uite că am găsit aici. Hai, 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 hai. Intră, 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 intră. Bagă boost! Hai că-mi bag nitro ca să pot să scap de ei. Hai să vedem dacă pot să le hăcuiesc mașina. Hop! Ce ai făcut, prietene? I-am hăcuit mașina să tragă într-o parte. Tragem partea aia, așa. Și bagă viteză. Problema noastră e elicopterul. Dacă reușim să scăpăm de elicopter, o să fie bine. Gata, gata, e bine. Nu mai am boost la mașină. Am scăpat, ești nebun. Nu vine să cred așa ceva. Trebuie să facem ceva, să ne dăm seama. Da, asta nu e de bine. Ce s-a întâmplat acum, nu e de bine deloc. Și practic asta ne-a dat o lovitură foarte, foarte joasă. Tuturor la toată echipa de țec a dat o lovitură. Trebuie să ne întoarcem. Problema e că acum, având un mandat de arestare pe numele nostru, cel mai sigur poliția ne va suspecta imediat când suntem pe stradă. S-ar putea să avem probleme doar mergând pe stradă. Ceea ce nu e, e ideal. În niciun caz nu e ideal, dar n-ai ce face. Să ajungem înapoi la Hackerspace să vedem ce zice lumea. Oricum, îmi place foarte mult faptul că pot să hăcuiesc mașinile. Hai să vedem. Aș vrea să-mi pun punctele. Pot să mă duc în research. Uite aici. Am un punct în plus, am impresia, pe care aș putea să-l iau. Faza că asta cu elicopterul, nu pot să o iau decât dacă mă duc la show on map și mi-o arată undeva. Deci trebuie să fac ceva special ca să iau punctul cu elicopterul. Nu știu, o să trebuiască să mai uităm, să vedem în ce ne punem punctele. Că sunt multe chestii mișto pe care le poți face. De exemplu aia cu elicopterul. Ai hăcuit elicopterul și cade. Fă să trebuiască să mă rog eu să nu mă mai urmărească, știi? Cam ajuns încă un pic și suntem aici. Frumos. Oh, media broadcast. Noodle is at it again. The search engine giant announced they will be acquiring yet another startup tech company. This time, Noodle cumpără mai multe companii. Noodle, cred că se referă într-un fel la Google, că e Noodle Maps, adică Google Maps, știi? Ok, am ajuns înapoi. Hai să vedem ce zic băieții. Da, chiar că fac. We look like a bunch of chumps. Mamă, s-a enervat Wrench. Wrench, calm the fuck down. It's not helping. Yeah, you're right. It's not helping. Marcus, you got anything to say? Nu știu ce de făcut. Well, guys, nu avem un plan. I genuinely don't have a plan. But I got an idea. And dar are o idee. No, just trust me on this one. Ok, o idee mai bună decât nimic, bănuiesc. Hai să vedem. Sper să fie bine. Sper să nu fie problemă. Oulu.
Swelter Skelter Festival. What the fuck e asta? Good for you, Wrench. I know things haven't been great lately. Yeah, they suck. But whatever shit we're in now, that's now. You helped us find our voice. We took on the Giants and had one motherfucker. E un festival. What the fuck e aici? Hey, why are you talking like it's over? Isn't it? I'm still in. I know you are, and we can convince the others that you're not in. These are from our DedSec channels. DedSec is not worthy. Deci oamenii încep să piardă speranța în DedSec din cauza asta. You told us lies and bullshit. Hashtag DedSuck. Yeah, so we got some shit stirrers. Who cares what they think? Who cares what the... Jesus, Marcus. You've been paying attention. Yeah, important. I've worked my ass off for years trying to earn us respect long before you ever. Să ne respecte oamenii ca grup de hacker, nu ca o echipă de. Now it's completely fucked. So unfuck it. Unfuck it. I don't know if I can. Trebuie să facem ceva. Dar nu știu ce căutăm noi aici la acest festival. If it makes you feel any better. Da, măcar pe numele tău nu e un mandat de arestare, cum e la noi. Damn. I wonder if there's a bounty on your head. Maybe I can salvage this. Oh, please. Că să ne pună la poliție să ia banii. Let's walk. Nu știu dacă între ăștia o să fie ceva sau nu, dar parcă cum se uită așa unul la celălalt, mă face să cred că o să fie la un moment dat ceva. Okay. If I gotta drag their asses out to the middle of the desert to keep DedSec together, fuck? I'm gonna do it. DedSec's come too far to give up now. Cred că asta, am impresia că există un festival de ăsta în viața reală. Se numește ceva de genul Burning Man sau nu știu dacă așa e, poate îl confund eu. Yeah. Josh, who's your friend? Oh, this is Susan. She's a second grade teacher from Milwaukee. She's 32 and she drives a cherry red. Cool. Hey, we're gonna meet by the big sculpture for a group shot before the challenge. Whenever you're ready. Didn't mean to, step on your game here. Game? We're not playing a game. I was just explaining to Susan how if your low speed mixture adjustment is too rich, your engine's going to buckle under all the pressure. Să vorbim cu ăștia să-i aducem la sculptura aia unde e concursul sau de ce? Sure can. Okay, well, I'll see you out there. Ok, pe unul dintre ei l-am convins să vină. Deci oamenii se duc aici și se strâng în aceste trailere și după asta pur și simplu stau aici și sunt concerte, nebunii, cred că asta e faza. Dar e ceva legat de hacking acum. Leaving your mark? Always. But not dead sex. Doesn't feel right, you know? Come on, don't bum me out here. Și a făcut un graffiti pe perete. Me too. So we as in. Ok. Hai să mergem la următorii. Tot nu știm încă care-i faza cu... adică ce plan are el, dar... probabil că vom afla în curând. Uite-o și pe ăsta. What? Ăsta e Wrench, ești nebun cum s-a îmbrăcat. Doamne ferește. Ok, și mergem și la următorul. Următorul care e undeva pe aici. Ia să vedem. Ai, bă, ăștia sunt săi noștri, frate. Nu mi-am dat seama inițial, dar ăștia sunt oamenii noștri. DJ Ratio. Just Ratio. Și am venit toți la acest festival, ha? Hey, maybe I'll go back to it. What else am I gonna do now? Man, dead sex not over. Toată lumea crede că DedSec s-a terminat. De ce? DedSec nu s-a terminat. But I'm always right. Wait. Here we go. Yeah, that's much better. Locked their DJ out of his tools too. The savior of the party. Hey, once you're done giving these guys a hard time, meet me in the middle. DedSec entering a competition. I'll be there. Ok, deci i-am făcut pe toți să vină aici ca să intrăm cu toții ca grup într-o competiție. Hacking challenge. Ce competiție de hacking.
That's a... All right, people, gather up. We need a group shot. Huh. Try to look pretty for the camera. Fuck selfie. Always. Okay, looks like the challenge is starting. Josh, get on the numbers and feed it answers. Wrench, you got the Jabberwock. Get it wired up and ready. Ratio, I need you to run interference on arrivals. Slow them down. Satara and I are gonna hack this thing. Let's get it. Dead set. Let's go, guys. Okay. Nu știu exact ce relevanță are chestia asta cu povestea noastră inițială, dar băieții deja se pun pe treabă cu hacking-ul. Să vedem cine dă nouă de făcut. Drone's up there, if you need a better view. Oh, avem dronă de aia care zboară. I'm inside. Ok. Ok, what is this? Circuit. Nice. Throwing up the horns and punctuating them. We should focus. Și nebun, dar am timp. Think you can hack it? Of course. Tașa. Stop fucking moving. Fuck. Nu știu că n-am timp, frate, să fac asta la. L-a oprit, a oprit timerul. Ăla se mișcă. Ăla se mișcă constant, ești nebun. Și eu ăla de acolo trebuie să-l fac. Deci acolo am unul, da? Eu am nevoie ca ăsta să vină aici. Asta se învârte constant? Nu, acum văd că stă pe loc. Deci ăla de acolo e conectat. După asta, ăsta trebuie să fie... Dacă îl scot așa, nu mai are ăla la alt. Fuck. Ăsta de aici poți să închizi circuitul dacă vrei, dar nu ne ajută cu nimic asta. Ăsta de aici... Oh! Oh, shit! Ce zice? Reboot! 54 de secunde. Ok, și mai am nevoie de unul care să treacă pe acolo și ar fi ăla. Ne face și el reboot, după asta ăsta se conectează aici. Boom, de unlock. Și acum astea două sunt libere. Asta de aici poate să treacă așa, ăsta trece pe aici. Dar ăsta nu mai e conectat cu nimic. Deci ar trebui să primească. Hai. De ce nu pot să fac conexiunea? Pot așa. Iar să merge doar pe două linii. Aproape. Ia iurea că, vezi tu, astea nu sunt conectate ca lumea. Asta vine conectat acum, iar ăsta alalt vine conectat doar aici. Și trebuie cumva să vină și din partea cealaltă. În partea cealaltă nu merge, că vine, trebuie să vină drept. Să vină de aici, trebuie să vină așa. Să vină așa și acum e conectat ăsta. Dar nu mai e conectat ăsta alalt. Hai, hai. Perfect. Și am reușit. Ba, a durat ceva. Dar e bine că ne-a ieșit până la urmă șmecheria. Hai că ne-a mers. Doamne ferește cum e îmbrăcat ăla, ești nebun. Oh, ia uite ce am făcut. Lol, frate, ești nebun. I'm Horatio, how's it going? What's good, I'm Marcus. Who are you? I'm Ray. What? I should have put more juice in. It's good. Să-i tipul care a făcut concursul, cred. Hey, you kids want to feed your heads? What? 2 ounces of sacrosanct mindfuck. Ăla avea droguri acolo sau ceva. Oh, Horatio, you good, man? The word good has lost all meaning, my friend. Okay, you good? Did I forget to mention that these boomers had a little acid bath? Oh, fuck. It's okay, they're using hallucinogens in clinical trials for... Aspies. Josh is feeling it. Nu toată lumea a luat, dar Josh a luat. We'll find something for you to stare at. Okay.
Okay. Măcar are grijă de el. Să nu se întâmple ceva rău cu el. You're not Ray. You're Ray Raymond Kenny Ray. I still got your. Chica să e un hacker celebru. Asta vreau. Asta au vrut ei de fapt. Backpack with an antenna. Shit, I even used your old root kit, man. Da, e un hacker celebru. Hell yeah. Well, I assumed you were all just skitty pests. Correct me if I'm wrong, but your crew seems to have a lot of unfocused noise. You nu prea suntem focusați. No, man, it doesn't work like that. Dead Sex got a rule. No personal armies, no leaders. N-avem lideri în Dead Sex, chica. FYI, I saw you leading up there. Man, this is everything we're fighting against. The system back home is completely fucked. Ne luptăm cu sistemul. Și toți hackerii ăștia mici o să zic aceeași chestie. Alright. A few years ago, this broken-ass system marked me as a criminal risk. Linked me to some shit I didn't even do because it was probable. And now, with CTOS, it's everywhere. Da. I mean, I can see it down to the... to the subliminal shit. Oh shit, începe și el să vadă, cred că a luat și el. You just multiply. Yeah, we have a tendency to do that. What you call subliminal... is a bellwether, Marcus. You got a sharp eye, kid. But subliminal is passive. Bellwether program. It's control. It's like a Orwell Huxley double punch. Profiling. Media manipulation. Manipularea mediei. Consumerism. All driven by predictive algorithms. And now... it's setting up shop in the heart of the Silicon Valley. And somebody at Bloom's using CTOS. El știe ceva. Data. Recrutează. Deși el vrea să-l distrugă pe Bloom ăla cu tot sistemul ăsta de spionaj. Ha, vrea să ne ia cu el. Ok. What the fuck? Asta a zis și el. Am avut aceeași reacție ca el. Opa. S-a întâmplat ceva. I just spent the night in a pup tent next to a lady who was very nude and very tattooed. Oh, good for you, girl. No, you don't get it, man. She was the Sons of Ragnarok bride. I guess we gotta go, man. We gotta fucking vamoose now. Trebuie să plece acum. Sons are coming. Tot plac cu costumul verde și dansez acolo. Asta a fost straniu. Asta a fost ciudat. Adică nu mă așteptam la ceva de genul ăsta în joc. În gigaz, dar v-am zis, fiecare misiune e diferită și unică, așa că probabil o să vedem multe chestii care, pe care nu ne așteptăm să le vedem. Și vedeți, fiecare loading screen de ăsta are câte o animație. Chiar am vorbit cu developerii când am fost la Ubisoft acolo în Paris și mi-au zis că au stat și s-au distrat foarte mult făcând aceste loading screen-uri. Deci l-am adus și pe el aici la noi. Yeah, we all at risk now because my name's got a red flag on it. Nu suntem la risc acum pentru că avem mandat de arestare. What the fuck is everyone? Is that all? It's enough. We talking about Bloom here. Hey, and you're talking to Bloom's public enemy number one, son? Yeah. Și că el e inamicul numărul 1 pe care îl urmărește Bloom și nu l-a prins încă, așa că să nu ne facem griji. I could scrub you from the system. Să ne scoată din sistem în câteva ore. Well, I might have to... sacrifice a goat as part of my arcane ritual, but yeah, just like that. Deci poate să ne scoată el din sistem, ci că e bine. Turns out Swelter Skelter doesn't have a lost and found. Nu s-au întors băiețile. Dead Sec aici. What the hell is he doing here?
Yeah, Marcus, why did you invite this stranger into our house? Look, it just happened, all right? We were running from these bikers, right? And thank you. Look, you know what? It doesn't even matter. He's cool. Oh, he's cool. Well, that's good. Because we usually discuss these things as a group. Și n-au încredere aici, în el. It's my bad. But you met Ray already, right? I want to introduce you to Raymond Kenny. That's Raymond Kenny? Sunt șocați pentru că cred că toți îl știau, dar nu știau cum arată. Yeah, e un hacker. Eu tot post. Vreau îmbrățișare. I get this a lot too. We keep him like a hacker in residence. Și că putem să-l păstrăm? Ah, poate să ne ajute. He can stay here, right? He should stay here. Okay, fine. But if he fucks with any of us, I'm gonna pop his nuts like ripe grapes. Message received. Nice hat. Nice mask. Ador ochelarii aia de la range. Și face selfie omul. Omul deja e fan. Thank you. Grab the man some hardware too. He's gonna teach us some magic. Să ne învețe ceva magie, dacă îi dăm un calculator. Și acum avem un hacker foarte important la noi aici, ca să lucreze cu noi. Foarte tare chestia asta. Nu știu exact câți bani avem. Pot să văd în telefon oare? Da, am 25.000. Am de o armă ceva. Hai să vedem printer. Uitați-vă ce-i pe perete. Lol. Bă, aici am o armă, dar aș vrea să-mi printez eu una. Uite, drona care zboară și costă 67.000. Putea să strângem de dronă dacă e. Am de un sniper. Am și eu de asta dacă e, dar am o armă deja. Cred că o să strâng bani pentru drona care zboară, că e destul de importantă și... Na, o să fie mai bine. Bă, am făcut misiunea asta deja. Ia stai puțin să vedem. New Operation Home Intruder. Deci asta a fost misiunea, cred? Nu, research, pardon. Dead Sec App. Cred că asta a fost misiunea. Pentru că... Nu mai văd aici și... Care ar fi main operation? Taking down Bloom. Asta ar fi main operation. Acum... High price to pay, cyber driver, looking like... Da, le-am făcut. Asta le-am făcut. Deci următoarea noastră misiune principală este Taking Down Bloom. Pentru că astea sunt secundare. De obicei, cei care v-ați uitat la seriile mele până acum știți bine că eu fac în mare parte misiunile principale la jocuri. Și pe aia, dacă mai e timp, pe urmă și terminăm povestea, facem și secundarele. We need to millions of followers to download our app to strengthen the botnet. Deci avem nevoie, dacă vrem să facem asta, avem nevoie să mai avem oameni care să ne ajute. Cred că nu am cum să fac misiunea principală Taking Down Bloom decât dacă mai facem câteva secundare. Cred că asta e faza. Gather followers to take down Bloom. Că altceva nu-mi zice. Deci cred că trebuie să mai facem level. Home Intruder. Ok. Complete details have been exposed. It's time to give him a taste of his own medicine. Hai să mergem. Trebuie să hăcuim apartamentul cuiva. Un tip rău, cică. Hey Marcus, one of our followers swiped an email from a home suit. Juicy shit, my friend. Ok. Hey kid, ready to change the world? I got something for you. New operation Limp Noodle. Ah, cred... Posibil să-mi fi dat misiune nouă. Ia stai puțin. Marcus, what does home system look like to you? CTOS Junior. So, it wouldn't surprise you to know that they've got a deal going on with Bloom. Da, am misiune principală nouă. Yes. I bet all deals are off now. What were the terms? CTOS code is the base of home software. Collected data sold back to Bloom. At a hefty discount, of course. Tocmai ce mi-a dat acum, așa că mergem la asta mai întâi și pe aia vedem altceva. Mi-a dat-o exact când am ieșit, știi, de acolo. Și trebuie să vorbim cu tipul ăsta care e nou. Ce ciudată e chestia aia, îți tot apare și sunt știri pe care eu le-am mai auzit, adică într-un fel se repetă știrile respective. Ce ciudat. Hey, yo, T-Bone. I'm ready, man. I'm pumped. No, seriously, activist mode. Ce facem? Ce ne pui să faci? Hey man, how do we get Bloom? What? Hold on to your joystick, son. You kids are gonna. Poți să-l prinzi din prima pe Bloom.
even with me help. Bray, are you briefing? Poți să faci mai multe chestii micuțe înainte. No, I just didn't want to trouble you. What trouble? No trouble. Come on, Marcus. Let's brief. Îmi place faptul că sunt mai multe mini-misiuni okay. într-o misiune mare și poți să le faci în ce ordine vrei tu și cum vrei. Let's look at the big shot data harvester, our friends at Noodle. Oh, Noodle! Every time you search for discount refrigerator or bulldozer porn, de fiecare dată când faci un search pe Noodle, îi învață mai multe despre tine. What you didn't know was that Bloom's already got their grubby paws all over that data. Dar Bloom a infestat asta și a furat informațiile. Ok. Dig their puppet strings in deeper. You know, if we could get a hold of this ammunition, we could take down a whole lot of different targets. I can help with that. You can't hack Noodle unless you get into the server farm. Nu poți să hackuiești Noodle decât dacă te ajungi la data center. Deci e foarte greu să hackuiești Noodle. Oh man, I'm trying to stay low key right now. Să-ți vin înăuntru acolo la ei. Breathing down my neck. I bet you Marcus composes an employee. Să ne prefacem că suntem angajați la Noodle și să ne infiltrăm. Tell him what you told me, Horatio. Noodle buses. I snagged an exploit for credentials. I could get you to the buses. Sunt autobuze care duc angajații. Shit. Yo, let's roll. Asta e interesant, rău de tot. Mamă, cât de mișto sunt misiunile. Sincer, jocul ăsta merită să-l cumpărați, sincer. Nu, în momentul de față, nu am de ce să nu vă recomand jocul. Chiar e super șmecher. Și e mișto să te distrezi, adică poate vreți să vă uitați la seria asta și ziceți, a, nu știu ce, dar poți să te distrezi. În momentul în care ai jocul și te joci, poți să te distrezi cu oamenii prin oraș, poți să te duci, nu faci misiunile principale toate, poți să le faci doar pe alea secundare, dacă vrei. Ai libertate de mișcare, ai libertate să faci ce vrei tu. Și asta e minunat. What the fuck? Okay, aia nu era acolo până acum. Sau nu l-am văzut eu, dar nu cred că era. Ok, luăm mașinuța asta. Opa, hai să nu călcăm oamenii pe aici, că după aia e problemă. Și undeva aici ar trebui să fie o stație de autobuz, dar faza e că... Nu știu dacă avem neapărat nevoie să ne îmbrăcăm într-un anume fel. Ba da. Este magazin de haine. All right. You ready? Let's roll. Let's roll. Hai. Let's roll unde? Ha? Trebuie să... Take the noodle bus with Horatio. Ok, deci trebuie să mergem... Trebuie să luăm și pe Horatio cu noi. Și să mergem la stația de autobuz împreună. Mamă, ce mașină mi-am găsit. Hai, Horatio, vină încoace. Și am plecat. Oh, fuck. Beautiful. All right, man. Let me just say right up the top. I apologize for anything and everything you're about to see. You kidding? I'm getting an inside look at your alter ego, Horatio Carlin, corporate code jockey. Chica, el a lucrat la Noodle și de asta știe. Ok. Cool. I'll go easy on you. Oh, am ajuns exact la autogară. Ok, ok. Hopa. Ok, uite autobuzele Noodle. Teammate is too far. Păi, haide, vino, cât îți e? Fă că nu-i nimeni aici, momentan. Ești nebun, furăm autobuzul cu totul. Cred că având autobuzul te lasă să intri pe poartă după aia. Ok, now where's the GPS? Hey, sit down. Ceva a vrut să-l ajute, dar că nu. Se pricepe și el la GPS. Nu trebuie să-l ajute. Ok, și mergem la Noodle. Tare. Și vedeți că Noodle, logo de la Noodle seamănă cu ăla de la Google, că e colorat așa. E interesant că au făcut chestii ca în realitate. Bine, normal că n-au voie să dea numele unei companii reale, dar e interesant că se trage cumva povestea din viața reală.
și cu autobuzul. Ce-a făcut aia? Ce-a făcut aia, mă? S-a căzut pe stradă, voi ați văzut-o? Oameni ferește. Ne-am oprit la stație. Ah, sunt oameni îmbrăcați, sunt oameni care lucrează la Noodle. Uite că au tricouri cu Noodle. Trebuie să trecem pe la ok. Să trecem pe la stații, să luăm oamenii. Și pe aia când avem full de oameni, ajungem la... I'm an eager beaver. Anyway, the juicing has really turned my life around. I feel lighter, my mind freer. I hate to break it to you, but juicing doesn't do squat. You haven't tried my juice. I'm serious. What you want is the pulp. That's the healthy part. Noodle Campus. Cred că ăștia sunt oamenii. Trebuie să mergem acum la Noodle. În Silicon Valley. Now that's where it's at. Load them up with fruit, veg, superfoods. Superfoods. Yeah, like goji berries. Maca powder, all that good stuff. Hai să ne distrăm cu niște mașini pe stradă, dacă reușesc să ajung la ele. Science behind superfoods is shaky at best. Well, they're health foods. You can't argue that. Yeah, but goji berries are as much a superfood as grapes are. El era polițist. Aoleu, nu vin să cred ce a făcut. Ăla era polițist, frate. There are times when I wish I was out doing what you're doing. And then there's today. Thanks, friend. Poți să bag nitro cu autobuzul, ok. Aparent merge să bagi nitro cu autobuzul. Tu dă-te din drum. Mișto că poți să faci chestia asta, să-i dai pe ăștia din drum. Și bă, dă-te din drum. A, dar nu mai am... N-ai putere permanentă la sistemul tău de hacking. Trebuie să aștepți să încarci, nu poți să faci hack, 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 non-stop. Și bineînțeles, și nitro de la mașină, tot din același sistem îmi mănâncă. Oh my god, this is brutal. Cred că am ajuns. Am ajuns și luăm alți oameni. Hey there. Ok. Complete the bus route. Nu știu că mai avem foarte mult de mers, habar n-am. Mișto zona. Asta stai puțin să văd și eu în ce parte a hărții. Stanford Tower. Oh fuck, am călcat pe cineva. De asta nu trebuie să te uiți la telefon în timp ce conduci. Aici e un joc totuși, dar în viața reală e destul de periculos să se întâmple ceva de genul. Uite aici e, mă, Noodle. Asta-i campusul de la Noodle. Mamă, ce mare e. Ar trebui să facem cumva să ne îmbrăcăm și noi ca ei, că așa nu prea o să ne primească ăștia aici. Nici că e frică. What do you call a black man surrounded by thousands of white people? Când zice că ei sunt negri și ceilalți sunt albi și e frică. Da, dar noi nu avem tricouri de astea. No entering Noodle. Noi nu avem tricourile astea și astea. Follow Horatio. Lumea îl știe pe el pentru că el a lucrat aici. Two guys, one woman. We have our own mailing. That's rough, but hey, you're fighting a good fight, changing the face of corporate life in the valley. You haven't experienced corporate life until you're in a meeting and have to represent all of Blackdom. Jesus, if I had a nickel for every time someone complimented me. Mama, ce interesantă e zona. So where's the server farm? Not here, I'm afraid. The whole thing's located under the Noodle map. Și că totul e sub pământ, serverele sunt sub pământ. Managers upstairs can take care of that for you. Just do a repeat performance of the bus hack on one of them and you're good to go. Let's hit the kitchen. Need fuel before another day of drudgery. Să mergem să mâncăm mai înainte. Am auzit că la Google au un fel de restaurant mare unde mănâncă lumea. Și e nevoie la câți angajați au. Okay, neato. Carlin, Brody, big day. Se cunosc. I'm excited. How about you?
You know, you could just tell us what you've been up to. Where you've been looking, who you've been talking to. Trying to get a coffee, you. What was that? Just trying to get a coffee. Huh. Yeah, all right. I'm sure you'll be more forthcoming with HR. Enjoy that coffee. Se pare că șefii lor nu prea sunt așa prietenoși. A dat peste el. Are you new here? Yeah. Da, sunt nou. Care e problema ta, a? Ai o problemă? Stand that mother. Hey Becky. Gentlemen. He's been watching my ass since the day I got here. Now he's saying I should be more forthcoming. Cred că el încă lucrează aici. Part-time sau ceva. Do you have any idea how much jail time I'd be looking at? If I can get into the server farms, I can delete all that shit, all right? We got your back. You're not going in jail. I'll be in touch. All right? All right. Bă, el ne-a băgat înăuntru de aici, trebuie să vedem noi ce facem, cred. Objective complete. Instală backdoor into Noodle. Trebuie să instalăm un backdoor în server. Securitatea e foarte puternică aici, zic că. Sunt mai multe zone pe aici unde poți să te duci. Find the closed circuit. Circuit vine ceva de genul. Faza e că mie mi-arată acolo care trebuie să merg. Care e complet o altă clădire. Deci în principiu trebuie să ieșim pe ușă. Access the noodle circuit. Da, dar n-avem cheia de aici. Find the access key to unlock. Sunt multe zone pe aici prin care am putea să ajungem la Noodle. Înăuntru acolo ce-i drept... A, uite. Deci noi eram acolo și văd deja ceva acolo mare de hăcuit. Da, e un circuit închis. Pe care noi o să trebuiască să-l urmărim, să vedem unde se duce ca să putem să spargem asta. Opa! Da, sigur, nimeni. La nimănui nu-i pasă ce am făcut eu acum. La unde se duce acest circuit? Se duce înăuntru, acolo. A? Asta e o cameră de afară, nu mă interesează. Iar pe ușa asta... Oh, shit. Fuck! Aparent deja sună alarma. Dar trebuie să facem asta. Unlock. Repede, repede, repede. Repede că vin ăștia în spatele tău. Ok. Ușurel, ușurel. Ok, el nu știe unde sunt. Dai jos. Ok. Facem aceeași chestie. Bum! Dă-i. Hai. Ok, circuitul s-a deschis. Camera asta ar trebui spartă cumva. Din cauza ei m-a prins. Dar nu mă las să mă conectez la ea. Ok, mai e până când vin ceilalți. Mi s-a deschis ușa de aici. Și aici avem cheia, cred. Hup, am luat cheia. Se pare că ăștia m-au pierdut. Și acum că avem cheia, putem să ne ducem direct. O fac. Bă, n-ar trebui să-și dea seama că nu eram ăia care am făcut ce-am făcut. Să încerc să ies prin altă parte. Ieșim așa frumos pe aici. Facem la ăștia să le sune telefon. Vă vedeți câtă securitate s-a dus deja aici? Mă gândesc că așa o fi și în realitate, știi, să aibă o grămadă de securitate. O mașină mică cu nu de la acolo. Dar acum putem să intrăm la ei în... la servere, că avem cheia să intrăm, ci că putem să intrăm direct pe ușă. În principiu.
lab security don't fool around, so watch yourself. Hey, this is more Kim you're talking to. Asta e. Asta e zona. Să vedem cine e pe aici. Cineva prin zonă. Sunt ceva oameni. Iar la aici n-am cheia acum. Am deschis Find the Closed Circuit Terminal. Care duce undeva acolo. L-ai conectat cu ăla. Ok, știi ce? Nu cred că o să zică cineva ceva oare că fac eu chestia asta aici. Să sperăm că nu. Și acum avem acces unde n-ar trebui să avem acces. Fugi, 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 fugi. Nu m-a văzut camera. Ceva de genul ăsta trebuie să fac ca să scap de camerele astea. Și undeva sus pe aici trebuie să fie zona aia de securitate. Faza e că... A, uite aici n-ar trebui să-mi zică nimeni nimic. În zona asta, aici e o zonă liberă. Acolo ne interesează pe noi. Circuitul se duce în partea aia. Iar acolo e o problemă. Ia dai tu mașinuța pe jos. Șurel. Nu mă vede nimeni, nu mă vede nimeni. Nu mă vede nimeni. Hai. Bagă hack-ul. Hai că m-a văzut cineva. Înapoi. Și-au dat seama, dar... Cred că e în regulă pentru noi acum. Să intrăm unde trebuie. Up, s-a deschis. Frumos. Pe aici intrăm la servere, cică. Hey bro, I've gotten to the elevator. Suntem la lift. Horatio? He's gone dark. Hold on, we're trying to find him. Nu l-auzim, ce s-a întâmplat cu el? S-a întâmplat ceva cu Horatio? Nu știu, dar am reușit să ajungem unde e zona aia cu serverele. Undeva sub pământ. În niciun caz n-avem voie să fim aici. Find access key. Să găsim o cheie de securitate pe undeva. Aici nu e nimic. Clar, ăștia și-au dat seama că eu am intrat și le-am... Da, nu... Am nevoie de codul lui Horatio. Să-mi facă legătura cu el. Ok. Deci n-avem cum să trecem de aici, că n-avem cheia. Avem nevoie de Horatio. Oh, shit. L-a prins ăsta. Senior programmer. Look man, I don't want to be the bad guy here. Ce putem noi să facem aici? Here's your reality just between us. You will go to jail for cyber terrorism. That can't be avoided. But if you cooperate with us, maybe you'll get a reduced sentence. So why don't you just start talking to us and save us all some grief? What do you say? Lol. Conference phone? Sună telefonul, prietene. Dă-te și răspunde. Prietene, sună telefonul. Adică se închide singur. Oh, le punem muzică. Hei, Horatio, asta e ocazia ta să scapi. Și-a dat seama că noi suntem. Dacă ne desenează ceva să ne zică. What floor are you on? Cum îi zic? Light switch. Îi spun la ce etaj sunt. Îmi dea codul de acolo. Că pe l-a prins, știi, și n-are ce să facă. 4, 3, 7, 7, 8.
și smiley face. Hack. Mr. Carlin, fuck. Me? Nu știu unde îl duce, sper să nu-l aresteze. Nu știu dacă țin minte codul ăla, dar sper să-l știe jocul. Connection is lost. Bun, e bine, avem codul acum. Putem să intrăm mai departe. Access the noodle server farm. Ok. Am ajuns la serverele de la noodle. Oh, shit, ce aici? Ok, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți episoade cu acest joc, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!